Luau mită nu doar în lei, dar și în produse de patiserie. Trei funcționari ai Agenției Naționale Siguranța Alimentelor din Soroca au ajuns în vizorul Centrului Național Anticorupție, bănuiți de acte de corupție. Potrivit datelor din anchetă, aceștia încasau regulat plăți ilegale de la unul și același agent economic pentru a nu documenta încălcările comise de acesta în procesul producerii și comercializării produselor alimentare depistate în urma controalelor. În unul din episoade, în timpul inspecțiilor efectuate într-un magazin din Raionul Soroca, bănuiții ar fi pretins și primit 4.000 de lei pentru a închide ochii asupra faptului că produsele erau comercializate în lipsa autorizației sanitar-veterinare. Într-un alt episod, aceștia ar fi solicitat 5.000 de lei, însă din cauza că agentul nu deținea toată suma, suspecții ar fi acceptat 4.000 de lei, iar de 1.000 de lei au primit produse alimentare. În urma perchezițiilor efectuate în birourile, dar și la domiciliile și în mașinile funcționarilor, au fost depistate diverse sume bănești, a căror proveniență urmează a fi stabilită. Cercetările continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă, iar cei trei funcționari ANSA sunt cercetați în libertate. Până la o decizie definitivă de judecată, aceștia se prezumă a fi nevinovați.